1000 de sindicaliști din căile ferate au protestat în fața Ministerului Transporturilor. Ei cer condiții de muncă mai bune, investiții în calea ferată și reorganizarea CFR. Sindicaliștii vor o majorare salarială de 50% și includerea acestei creșteri în viitorul contract colectiv de muncă, act care va fi negociat în perioada următoare. Trebuie să demonstrăm că suntem o forță. Trebuie să ne impunem dacă vrem să obținem ceva. Dacă nu, vor rămâne cu aceste salarii mizere, vor rămâne fără reducerea vârstei standard de pensionare și atunci eu vă spun că ne merităm soarta. În acest moment, sindicaliștii spun că jumătate dintre muncitorii la căile ferate sunt plătiți cu salariul minim brut pe economie. Sindicaliștii afirmă că, pentru a avea o cale ferată performantă, România trebuie să investească 100 de miliarde de lei. Dacă discutăm în timp, gândiți-vă de ce s-a distrus în 30 de ani, nu este posibil să se reabiliteze peste noapte. Dacă revendicările nu le sunt satisfăcute până în luna iunie, când expiră contractul colectiv de muncă, ceferiștii sunt deciși să declanșeze grevă generală. Căile ferate române se confruntă cu mari probleme. Din cauza liniilor distruse și a garniturilor de tren vechi, viteza medie în cazul transportului de marfă este de doar 17 km pe oră, în timp ce la transportul de călători este de doar 40 km pe oră.